A scăpat ca prin minune după ce a sărit cu mașina în Someș. O femeie a derapat pe strada Spraiul Independenței, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și s-a dat peste cap. Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 8. Șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de mers, carosabilul era ud, iar femeia a plonjat direct în Someș. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a smuls un copac din rădăcini. La momentul sosirii forțelor de intervenție, persoana care conducea autoturismul, adică o doamnă, aproximativ 35 de ani, era ieșită din autoturism. Colegii mei au ajutat-o să urce acel mal de pământ până în zona carosabilului, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. Persoana era conștientă, se simțea bine și a refuzat transportul către unitatea de primire urgență. Peste alte două ore, în aceeași zonă, a avut loc un nou accident în care au fost implicate o mașină și un taximetru. Cauza pare să fie aceeași, neadaptarea vitezei la drumul alunecos din cauza ploii.